de un jurnalist pe care l-a dat afară. Puteți citi povestea pe internet după ce acesta a scris un interviu cu un mare om american, un nume greu din Statele Unite, bine cunoscut, un regizor, așa, și cei de la Adevărul i-ar fi cerut acestuia să scoată câteva întrebări de acolo, ăla nu s-ar fi conformat și până la urmă l-au dat afară ca pe un câine, amenințându-l cu bătaia după ce va termina preavizul. Deci, Adevărul n-ar fi trebuit să fie citit de noi pentru că, iată, nu respectă regulile presei. În Național, pe prima pagină, Rareș Bogdan a devenit președintele Străzii, iar Manda este noua șefă de la 2 și un sfert. Iată-o pe Manda, asta să fie interesantă. Arată mai degrabă totuși a Camora decât a 2 și un sfert din această imagine. Bun, cum a atins Putin punctul G20? Asta trebuia pentru că e omul nostru. Și în fine, pe ultima pagină, la Boanchi și adunarea generală a FRF, Forever Mocanji. Reamintesc că și el bea pe gratis, și el mănâncă pe gratis, și el se deplasează pe gratis. La Mocangeală, cred că e primul jurnalist din România. Nu cred că este vreun jurnalist în România să fi mâncat și băut pe banii altora mai mult decât Răzvan Boanchi, totuși, apropo de textul respectiv. Bun, fostul primar al Constanței, Radu Ștefan Mazăre, condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare de către Curtea de Apel București, a fost judecat în dosarul retrocedării plajelor din Constanța. O rușine de dosar, evident, din 2008 se judecau. Până la urmă, Curtea de Apel București n-a avut curajul să dea o sentință firească, probabil și sprijinindu-se pe nou cod penal, Dumnezeu știe pe ce. N-ai cum să dai 4 ani de închisoare cu suspendare. Mai bine îi dai un an cu executare. Radu Mazăre scapă de pușcărie într-un mod uluitor, ceea ce face justiția din România aproape nefrecventabilă prin astfel de decizii. Sigur că am spus-o și noi de atâtea și atâtea ori, au spus-o și alții, justiția este a oamenilor. Ea nu face dreptate. Ea trebuie să dea o sentință la care sigur că tu trebuie să te aliniezi. Dar trebuie să o accepți. Ceea ce sigur că facem și noi. Face și Radu Mazăre, deși el poate să o conteste, decizia nu este definitivă, dar este o rușine. Da? Asta putem să spunem. Este o decizie a oamenilor, da? Cei care reprezintă justiția în această țară, este o bătaie de joc la adresa demnității umane, în primul rând, acest verdict. El, până la urmă, dă apă la moară tuturor bandiților care au guvernat această țară și și-au bătut joc de ea. Altfel, sigur că este un verdict pe care, încă o dată spun, îl acceptăm, luăm act de el și asta este, mergem mai departe cu tristețe. Sigur că justiția are dreptul să ia ce decizie vrea, ca să nu se înțeleagă greșit, cum a înțeles stimatul nostru telespectator din Galați, apropo de Ziua Națională a Statelor Unite. Așa și aici, să înțeleagă că noi am fi împotriva justiției. Nu, suntem împotriva bandiților, dar justiția nu dă un verdict normal în acest dosar. Radu Mazăre a fost trimis în judecată de procurorii DNA pe 28 octombrie 2008, alături de alte 36 de persoane, în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din Constanța, Mamaia, plajă și faleză. Și Radu Mazăre este bine mersi, dar n-a fost condamnat definitiv în niciun dosar, ceea ce pare absolut uluitor. Deci față de câte și câte îi se pun în cârcă, lucruri reale, bineînțeles, care nu mai trebuie demonstrate. Împreună cu Mazăre au fost trimiși în judecată mai mulți membri ai Comisiei de Aplicare a Legii 10 din 2001 din Primăria Constanța, dar, de asemenea, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat 3 ani de închisoare, tot cu suspendare în acest dosar. Cristi Borcea a achitat. Decizia poate fi contestată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dar mai nu știu cine să mai conteste, pentru că ăștia au ieșit bine de tot. Nicușor e la pușcărie, dar oricum scapă de încă un dosar, din păcate. Sigur că rămâne această condamnare cu suspendare, nu mai poate să zică Radu Mazăre că este inocent și pur, în mod absolut,
Dar totuși este o umbră, într-adevăr, de îndoială asupra probității acestor oameni, care evident că miroase de la o poștă, sau cum spun unii, se vede și din avion, expresie tâmpită, zic, nu am înțeles-o niciodată, dar știți că se folosește, nu se vede nimic din avion, nu se cum unii pot să creadă că se vede din avion, în fine, că aici este o decizie luată aiurea, este o decizie cumpărată, este o decizie manipulată. Da? Nu poți să ții un astfel de dosar 9 ani și să dai un astfel de verdict. Deci este o mizerie, evident. Asta îl dădeai de la prima sentință. Pentru ce ai amânat atâta ca să dai un astfel de verdict? Este strigător la cer pentru toată națiunea română și pentru progresele care se fac. Aici este, să știți, ca într-o relație. Dacă justiția dă niște verdicte mulțumitoare, satisfăcătoare pentru noi și mai ales pentru prietenii noștri europeni și atlantici, transatlantici, atunci, da, înaintăm, facem pași înainte. Dar în momentul în care dă un astfel de verdict, facem nu știu câți pași înapoi. Faci curte uneia 15 zile, fără să o pup măcar pe obraj. Da? Și e bine, chiar în ziua în care te lasă să-i pupi un deget când i-ai întins o floare, tu îi dai două peste cap de ura aia că ai stat atâta lângă ea și n-ai putut să-i faci nimic. Da, cazuri reale, de altfel, în viața de zi cu zi. Nu mai suport, o scuip între ochi și așa mai departe. Gata, s-a terminat tot ce ai construit în perioada respectivă pentru un simplu gest, pe care poate după aia în autobuz spre casă îl regreți. Deci așa se întâmplă și aici. Nu se poate accepta așa ceva. Indiferent ce oameni sunt cei care dau astfel de verdictele, sunt greșite, sunt eronate, sunt profund fatalitare pentru România. Bun, mergem mai departe. Mita lui Onțanu, pe cale de a se prescrie, o altă enormitate care ni se pregătește. Cum este posibil așa ceva? Dar am înțeles că astea sunt chichițele administrative și ale birocrației. Să prescrie așadar dosarul de luare de mită al fostului primar al sectorului 2, Neculae Onțanu. Termenul final după repunerea cauzei pe rol, se constată că a intervenit termenul de prescripție pentru faptele de corupție, asta solicită avocații lui. Onțanu trimis în judecată în iunie 2016 de către DNA, dar atenție, pentru fapte comise cu 10 ani mai devreme, 2006-2007, ce rușine și asta, să nu reușești să-l înhați pe Onțanu cu nimic. În aceste condiții intervine prescrierea faptelor după 10 ani, ceea ce pe undeva e firesc. În 10 ani, în mod normal, o justiție funcțională trebuie să te prindă. Da? Trebuie să te prindă. Întrucât maximum de pedeapsă nu depășește 15 ani. Procurorul de ședință al DNA arăta că pe vechiul cod penal, limitele de pedeapsă pentru luare de mită erau de la 3 la 15 ani. Pe nou cod, ele sunt de la 4 ani la 13 ani și 4 luni, astfel că legea mai favorabilă este cea din urmă. Instanța se va pronunța definitiv pe data de 14 iulie, deci peste câteva zile, vineri. Onțanu este acuzat că a pretins și a primit în mod indirect o suprafață de 1500 de metri pătrați cu o valoare de piață estimată la 1,5 milioane de euro aproximativ pe strada Barbu Văcărescu din sectorul 2, zonă rezidențială, și care a fost transferată de Cristian Borcea în mod gratuit prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive către două persoane interpuse indicate de fostul primar. Cele două persoane sunt Loredana Radu și Aurel Radu, nepoții lui Gabriel Oprea. Așa se făceau toate. Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculae Onțanu a fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obținut de la primăria sectorului 2 autorizații de construcție pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a fost ridicat. Așa se făceau toate. E bine, omul ăsta care a făcut asta până în ultima zi a mandatului său, până când a trebuit să părăsească, pe cum știți atunci cu un șut în cur, primăria sectorului 2, e bine, numai din astea a făcut. Da? Onțanu n-a fost niciodată în slujba nimănui decât în slujba lui și cu toate astea el este bazma curată. Ce bătaie de joc! Pentru că nu s-a vrut. Bineînțeles, cum să-l prinzi pe Onțanu
cu mită. Păi aici are dreptate el. Nici nu-și mai amintește, evident, de șpăgile astea din 2006. Păi dar ce ținere de minte trebuie să aibă un bărbat, da, care a făcut astfel de acte probabil de 2 ori pe zi? Ce ținere de minte trebuie să ai ca să-ți mai amintești în 2006 cui ai dat, pe cât ai dat, ce valoare avea terenul? Asta este România și birocrația ei. A murit scriitorul Augustin Buzura la vârsta de 78 de ani, informație confirmată de academicianul Eugen Simion. Augustin Buzura a născut pe 22 septembrie 38 în județul Maramureș, în comuna Berința. Nu știu dacă ne-a venit ceva cultural astăzi, dar n-avea cum să îl aibă pe prima pagină pe Augustin Buzura. A făcut liceul la Baia Mare și apoi Facultatea de Medicină Generală la Cluj-Napoca în 1964, cu specializare în psihiatrie. A fost redactor, secretar general de redacție, redactor șef al revistei Tribuna din Cluj, la care a debutat în 1960. A abandonat medicina în favoarea literaturii, debutând editorial cu volumul de povestiri Capul Bunei Speranțe, în 1963. După încă o culegere de povestiri și nuvele De ce zboară vulturul, în 1966, se dedică în exclusivitate romanului, dobândind o rapidă și largă cunoaștere din partea criticii și a publicului. A tradus din germană, maghiară, franceză, spaniolă, polonă, rusă, chineză sau slovenă. A publicat articole, eseuri, interviuri, note, reviste de literatură și cultură din țară și străinătate. A scris și scenarii de film. Era membru titular al Academiei Române din martie 92. A condus Institutul Cultural Român în perioada 90-2005. După ce imediat după 89 a fondat organismul precursor al ICR de astăzi, Fundația Culturală Română. Fica sa, Ana Maria, a fost coleg cu ea la facultate la Cluj, era cu câțiva ani mai mare, este căsătorită cu George Maior, asta dacă n-aveați informații, Ana Maria Buzura, căsătorită cu George Maior, actualul ambasador în Statele Unite, fostul șef al SRI. Ea s-a căsătorit cu Maier în 1999, naș de cununie fiindu-le Ioan Talpeș, fostul director SIE. Ana Maria și George Maior sunt nașii de cununia lui Victor Ponta și Daciana Sârbu. Iată totuși pe unde au sărit așchiile finalmente. Augustin Buzura spunea: viața este unică și irepetabilă și nu merită să o irosești luptându-te cu prostia agresivă și cu cei ce suportă orice mizerie și umilință în loc să spună nu. Mergem mai departe. Tudose și Sărăș ar fi cei care îl destabilizează pe Dragnea. Deci nu știu de ce Tudose, Sărăș știm de ce. Este dușmanul declarat al națiunii în aceste zile și nu este pentru prima dată. Acum, dacă aveți așa o părere personală, mie îmi convine. Și mie mi se pare chiar drept. Sărăș sau un altul, n-are importanță cine, nu numele este aici important, dar nu vi se pare totuși pe undeva corect așa să umble cineva la destabilizarea lui Liviu Dragnea? Nu mi se pare firesc? Nu mi se pare rațional ca un om care încearcă să ne destabilizeze pe noi toți de când s-a născut să fie la rândul lui destabilizat de cineva? Mie mi se pare că e corect, că este justiție în această situație, dacă o fi așa. Să dea Dumnezeu să încerce cineva să-l facă praf pe Liviu Dragnea, că în orice caz nu justiția din România face asta, deși ar fi trebuit. Da? Liviu Dragnea, o să vă citesc imediat și cu anagrama numelui său, ar fi trebuit să nu mai iasă de mult de la DNA după tot ce se spune despre el. Domnul Dragnea este președintele partidului. Evident că destabilizând președintele partidului, destabilizezi și partidul. Coaliția de guvernare, guvernul și evident țara. A subliniat mai agramat decât v-ați putea vreodată imagina Mișu Tudose. Da? Deci în fața acestor oameni, al de Dragnea, al de Tudose, păi numai un astfel de miracol, o destabilizare a lor, ar putea să ne readucă pe drumul cel drept, pe făgașul firesc. Deci să ne rugăm la ce avem mai scump pe lumea asta, să-i destabilizeze cineva odată pentru totdeauna. Da? Pentru că, din păcate, noi nu putem face asta. Numai forțe de-astea oculte, atribuite lui Sărăș, cu lejeritate, sigur, dar bine ar fi să fie așa.
să le vină cineva odată de hack, să-i pună cu botul pe labe, să se dea un restart societății românești, că nu se poate, bă. Deci noi ne-am întors acum, cel puțin de când sunt guvernele astea toate oblăduite de Dragnea, ne-am întors exact la prostia omenească din anii Ceaușescu, când toți analfabeții, toți aia care nu depășeau 4 clase, erau în birou executiv. Da? Erau în Marea Adunare Națională, erau vârfurile Partidului Comunist Român. Ei pregăteau România multilateral dezvoltată. Cu cât erai mai imbecil, cu atât erai mai bine situat. Cu cât aveai dosarul mai bun, adică ai tăi erau mai neștiutori de carte, veneai mai din fundul țării de undeva, cu atât erai mai bine plasat. Cum aveai un pic de tupeu, de caracter, de limba ascuțită, de expresii, de ceva, de vână în tine, cum erai marginalizat și trimis undeva în celălalt capăt al țării să nu se mai audă de tine. Bă, exact vremurile astea se pare că le traversăm astăzi. Am văzut mai nou și descrierea lui